Bună dimineața! Bine ați venit la Aparatul Victoria! Astăzi, la ceremonia de semnare a Acordului de Sprijin pentru dezvoltarea proiectului strategic național, unitățile 3 și 4, de la Cernavodă, între Statul Român și Societatea Națională Nuclear Electrica, o ceremonie care se desfășoară în prezența domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, dar salutăm în egală măsură prezența la Aparatul Victoria a doamnei consilier prezidențial Luminița Odobescu, a domnului consilier prezidențial Cosmin Marinescu, desigur alături de noi, aflându-se și ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, ministrul finanțelor, Adrian Căciu, secretarul general al guvernului Marian Neacșu și directorul general al Societății Naționale Nucleare Electrica, Cosmin Ghiță. Începem așadar ceremonia de semnare a acestui acord de sprijin, care va fi semnat din partea Guvernului României, în primul rând de către domnul prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, pe care îl și invit pentru semnarea acestui acord, alături de domnul ministru Popescu, domnul ministru Căciu și secretarul general al Guvernului Marian Neacșu și președintele, directorul general al Societății Naționale Nucleare Electrica. Între timp aș dori să vă ofer câteva date despre acest proiect, dedicat unităților 3 și 4 de la Cernavodă, cu o putere instalată de 1400 de MW, ceea ce va dubla capacitatea actuală existentă la centrala de la Cernavodă. Proiectul răspunzând totodată necesităților de sistem energetic, așa cum Guvernul României a elaborat planificarea strategică. Acest acord implicând instituții ale statului român pentru acordarea de garanții de stat, finanțatorilor proiectului și adoptării măsurilor administrative, după caz și legislative, pentru a îndeplini criteriile tehnice din actul delegat complementar al Comisiei Europene, aportul în natură prin cantitatea de apă grea și de octoxidul de uraniu aferent primei încărcături de combustibil nuclear, alături de finalizarea liniilor de transport a energiei electrice necesare pentru racordarea la sistemul energetic național. Țara noastră și-a asumat reducerea emisiilor de carbon, dioxid de carbon, cu 55% până în 2030, față de emisiile din 2005. De asemenea, România urmărește reducerea dependenței de importurile de energie de la 20,8% în prezent până la 17,8% până în anul 2030, lucru care poate fi realizat doar prin investiții susținute în noi capacități de producere fără emisii de carbon, cu o producție în bandă care să asigure stabilitatea sistemului energetic național, așa cum este și cazul proiectului unităților 3 și 4 de la Cernavodă. După semnarea acordului de sprijin pentru dezvoltarea proiectului strategic național unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă va fi invitat să transmită mesajul domniei sale, guvernul pe care îl conduce fiind dedicat consolidării capacităților României de a produce energie electrică și de a se aproviziona cu gaze naturale, după cum cunoaște țara noastră fiind una dintre puținele țări europene care deține această disponibilitate de a-și asigura aproape în integralitate necesarul de energie și de gaze naturale. Iar prin acordul semnat astăzi, această capacitate urmează să fie consolidată, alături de multe alte proiecte pe care, cu siguranță, domnul prim-ministru le va menționa în intervenția domniei sale.
Mulțumesc foarte mult. Odată semnat acordul, o să-l invit, așa cum am anunțat, să ia cuvântul pe domnul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă. Doamnă, domnule consilier prezidențial, domnilor miniștri, domnule secretar general, domnule director, stimați colegi, doamnelor și domnilor, ne aflăm într-un moment crucial pentru dezvoltarea sectorului energetic în România și, desigur, pentru producerea energiei din surse curate și nepoluante, așa cum menționa și purtătorul de cuvânt, domnul Cărbunaru. Semnarea acordului de sprijin pentru dezvoltarea proiectului strategic național unitățile 3 și 4 de la Cernavodă nu este doar un efort instituțional comun, ci reprezintă angajamentul ferm al statului român pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Am convingerea că implicarea și susținerea autorităților române la cel mai înalt nivel sunt esențiale pentru continuarea proiectului de la Cernavodă și pentru finalizarea activităților pe care le implică cea de-a doua etapă de dezvoltare în calendarul estimat. Europa și întreaga lume sunt preocupate să asigure energia necesară cetățenilor și economiilor în condiții accesibile și prietenoase cu mediul. România nu face excepție. Am reușit în ultimul an să facem pași importanți în tot ceea ce înseamnă protejarea consumatorilor români, dezvoltarea sistemului energetic și atingerea obiectivului nostru privind independența energetică. Planurile pe termen lung și investițiile stabilite ne vor asigura necesarul de consum în continuă creștere pentru o economie și o societate aflate pe calea dezvoltării durabile. În acest context, dezvoltarea proiectului unităților 3 și 4 de la Cernavodă este o investiție necesară viitorului României și va acoperi peste o treime din necesarul energetic estimat pentru anii 2030-2031. Aș dori să subliniez că beneficiile sociale pe care le aduce extinderea capacității de producție de la Cernavodă, menținerea a peste 20.000 de locuri de muncă într-un domeniu de top, pentru care România are experiență la cele mai înalte standarde. Țara noastră are istoric și experiență în operarea în siguranță. Avem un reglementator cu experiență, și aici vorbim de CNCAN, industrie care poate contribui la proiectele energiei nucleare, școală performantă și parteneriate puternice la nivel internațional. Alături de proiectul unităților 3 și 4 intrat într-o nouă etapă, dezvoltarea tehnologiei bazată pe reactoarele modulare mici va plasa România drept lider al energiei curate și sigure. Mizăm în continuare pe sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltarea programului nuclear civil, unul din pilonii pe care ne vom consolida profilul energetic al României, în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului și cu țintele de decarbonizare. Finanțarea americană de 4 miliarde de dolari și operaționalizarea deja realizată a simulatorului SMR de la Universitatea Politehnică București oferă în egală măsură resursele financiare necesare demarării primului proiect de acest tip după cel din Statele Unite ale Americii, dar și acces la înaltă tehnologie pentru studenții români de azi, viitorii experți care vor opera aceste surse de producere a energiei. La fel de valoros pentru atingerea obiectivelor noastre este sprijinul european. Salut decizia luată de Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene de a investi 2,4 miliarde de euro pentru a impulsiona tranziția verde.
Cu investiții suplimentare de 1,1 miliarde de euro, România este principalul beneficiar al acestei decizii. Doamnelor și domnilor, cu toții ne dorim energie nelimitată, accesibilă cetățenilor și investitorilor, produsă în condiții de siguranță și grijă față de mediul înconjurător. Acordul pe care l-am semnat astăzi și tot ceea ce facem în sectorul energiei nucleare, alături de proiectele dezvoltate de companiile energetice strategice, între care un rol important are Nuclear Electrica, alături de investițiile finanțate din Fondul de Modernizare prin Repower EU, de valorificarea gazelor naturale din zona românească a Mării Negre, vor asigura stabilitate și independență energetică pentru cetățenii români și pentru mediul de afaceri. La nivelul coaliției de guvernare continuăm să acordăm susținerea necesară acestor proiecte și drumului ireversibil pentru dezvoltarea sectorului energetic. Dați-mi voie în final să felicit toate instituțiile implicate în acest proiect și să îmi exprim convingerea că, dincolo de aceste documente care au fost semnate astăzi, se va trece cât de curând la realizarea în practică a acestui proiect, care încă o dată este unul strategic cu o relevanță deosebită pentru tot ceea ce înseamnă consolidarea independenței energetice a țării noastre. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, doamnă consilier prezidențial, domnule consilier prezidențial, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ceremonia se încheie aici și, desigur, urmează sesiunea de fotografie de grup alături de semnatarii acestui acord. Mulțumesc încă o dată, o zi bună tuturor! Mulțumim, zic bună.